Capitolul 2. Mi se pare că am fost foarte rău, spuse Simeon Lee. Stătea întins pe spate, în fotoliu. Avea bărbia ridicată și își freca maxilarul cu un deget. Părea cufundat în gânduri. În fața lui, flăcările dansau și străluceau, incandescente. Lângă foc stătea Pilar, ținând în mână un mic paravan din papier mașe, cu care își proteja fața de dogoare. Din când în când își făcea vânt cu el, îndoindu-și cu suplețe încheietura mâinii. Simeon o privea cu satisfacție. Continua să vorbească mai mult pentru sine decât pentru fată, stimulat de prezența ei. Da, spuse el, am fost un om rău. Ce părere ai despre asta, Pilar? Pilar ridică din umeri și spuse, toți oamenii sunt răi, așa spun călugărițele, de aceea trebuie să existe cineva care să se roage pentru ei. Da, dar am fost mai rău decât mulți alții, Simeon râse. Și să știi că nu regret, nu regret nimic, m-am bucurat de fiecare clipă. Se spune că bătrânețea te împinge la căință. Prostii, nu mă căiesc și, așa cum îți spun, le-am făcut aproape pe toate, toate păcatele. Am înșelat, am furat, am mințit. O, Doamne, da! Și femeile, întotdeauna femeile. Mi-a povestit cineva mai de unăs despre un conducător arab care avea o gardă de corp alcătuită din 40 de fii ai săi și toți de aceeași vârstă. Aha, 40. Poate nu 40, dar în orice caz pariez că mi-aș fi putut face o frumoasă gardă de corp dacă aș fi continuat să torn la plozi. Hei, Pilar, ce crezi despre asta? Ești șocată? Pilar făcu ochii mari. Nu, de ce aș fi șocată? Bărbații doresc întotdeauna femei. Tatăl meu de asemenea. De aceea soțiile sunt atât de des nefericite și se duc la biserică să se roage. Bătrânul Simeon se încruntă. Am făcut-o nefericită pe Adelaide, spuse el. Cuvintele lui aproape că nu se mai auzeau, părând că vorbea pentru sine. Doamne, ce femeie! Era atât de plină de viață și de frumoasă când am luat-o de nevastă, iar după aceea nu o făcea decât să se vaite și să se plângă. Pe bărbat îl apucă dracii când nevasta nu face decât să plângă tot timpul. N-avea vână, asta era problema cu Adelaide, dacă mi-ar fi ținut piept, dar n-a făcut-o. Nici măcar o singură dată, când m-am căsătorit cu ea, am crezut că voi putea în sfârșit să mă așez la casa mea, să-mi fac o familie, să renunț la viața pe care o dusesem înainte. Vocea îi devenea din ce în ce mai slabă, privea fix în inima incandescentă a focului. Să-mi fac o familie! Doamne, ce familie! Slobozi un hohot ascuțit de râs răutăcios. Uită-te la ei, uită-te la ei! Niciunul n-a fost în stare să facă un copil, un copil care să ducă mai departe numele familiei. Ce se întâmplă cu ei? Parcă nicio picătură din sângele meu nu le-ar curge prin vene. Niciun copil, legitim sau ilegitim. Alfred, de exemplu. Doamne Dumnezeule, cât pot să mă plictisesc cu Alfred! Uitându-se la mine cu ochii lui de câine, gata să facă tot ce-i spun. Doamne, ce prostănac! Nevastă sa acum Lidia. Îmi place Lidia, are personalitate. Totuși nu mă simpatizează, nu mă înghite, dar e nevoită să se înțeleagă cu mine de dragul caragiosului de Alfred. Se uită cu atenție către fata care stătea lângă foc. Pilar, să ții minte, nimic nu e mai plicticos decât devotamentul. Ea îi zâmbi. El continuă, stimulat de prezența tânără și autoritară a feminității ei. George? Ce e George? Un cretin, un îmbuibat, un palavragiu pretențios, fără creier și fără voință. A, bineînțeles, actia după bani. David? David a fost întotdeauna un nebun, un nebun și un visător. Băiatul mamei, ăsta a fost David. Singurul lucru rezonabil pe care l-a făcut vreodată a fost să se însoare cu femeia aceea vânjoasă și stăpână pe ea. Își lăsă mâna să cadă pe brațul fotoliului. Harry e cel mai bun dintre ei, amărâtul de Harry, oaia cea neagră. Dar orice s-ar spune, ăsta măcar e viu. Pilar fu de acord. Da, e drăguț. Râde și râde zgomotos și își lasă capul pe spate. O, da, îmi place foarte mult de el. Bătrânul se uită la ea. Îți place, nu-i așa, Pilar? Harry a avut întotdeauna succes la femei. În privința asta îmi seamănă. Începu să râdă, chicotind încet și scoțând un șuierat. Am avut o viață frumoasă, foarte frumoasă, plină cu de toate. Pilar îi spuse, în Spania există un proverb care spune cam așa, ia ce-ți place și pe urmă plătește, spune Dumnezeu. Simeon aprobă, bătând cu palma în brațul fotoliului. E bun, despre asta e vorba, să iei ce-ți place. Toată viața am făcut asta, am obținut ceea ce am vrut. Cu o voce gravă și limpede, Pilar îl întrebă dintr-o dată. Și-ai plătit? Simeon se opri din râs, se ridică și o privi drept în ochi. Ce tot spui acolo? Zise el. Am spus, ai plătit pentru asta, bunicule? Simeon Lee răspunsese cu un glas domol. Nu știu. Apoi, bătând cu pumnul în brațul fotoliului, strigă dintr-o dată înfuriat. Ce te face să spui asta, fato? De ce spui asta? Pilar răspunse. Mă întrebam și eu. Mâna ei, ținând micul paravan, înțepenise. Ochii îi erau negri și misterioși. Se așeză cu capul dat pe spate, sigură pe ea și conștientă de feminitatea ei. Simeon exclamă. Al dracului copil! Ea îl tachină cu tandrețe. Dar îți place de mine, bunicule! Îți place să stau aici lângă tine? Simeon îi confirmă. Da, îmi place. De multă vreme n-am mai văzut ceva atât de tânăr și de frumos. Îmi face bine, mi încălzește oasele bătrâne și ești carne din carnea mea. Bravo lui Jennifer! Până la urmă s-a dovedit a fi cea mai bună din toată șleachta. Pilar zâmbea. Să nu-ți închipui că mă tragi pe sfoară, spuse Simeon. Știu de ce stai atât de cu minte și asculți la cendrug. E vorba de bani și numai de bani. Sau vrei să spui că-ți iubești atât de mult bunicul? Pilar răspunse. Nu, nu te iubesc, dar îmi placi. Îmi placi foarte mult. Crede-mă, e adevărat. Cred că ai fost într-adevăr un om rău, dar și asta îmi place. Ești mai real decât ceilalți din casă și ai lucruri interesante de spus. Ai călătorit mult și ai dus o viață aventuroasă. Dacă aș fi bărbat, aș fi ca tine. Simeon dădu din cap. Da, cred că ai fi ca mine. Avem sânge de țigan în noi. Așa s-a spus dintotdeauna. Nu prea s-a văzut la copiii mei, în afară de Harry, dar observ că se vede la tine. Știu să am și răbdare, crede-mă dacă e nevoie. Am așteptat 15 ani să mă răfuiesc cu un om care mă insultase. Asta e încă o caracteristică a celor din familia lui. Nu uită niciodată. Se răzbună până la urmă chiar dacă trebuie să aștepte ani de zile pentru asta. Un om m-a înșelat. Am așteptat 15 ani până mi s-a oferit prilejul și atunci l-am lovit. L-am ruinat. N-a mai rămas nici praful din el. Râse încetișor. Pilar îl întrebă curioasă. Asta se întâmpla în Africa de Sud? Da. O țară mare. Te-ai întors acolo, nu-i așa? M-am întors la 5 ani după ce m-am căsătorit. Asta a fost ultima oară. Dar înainte de asta ai stat mulți ani acolo. Da, povestește-mi despre asta. El începu să vorbească, iar Pilar, cu obrajii sprijiniți în palme, asculta. Vocea îi se domoli, slăbită. Așteaptă, o să-ți arăt ceva. Se ridică cu grijă în picioare. Apoi, sprijinindu-se în baston, se târâ încet de-a lungul încăperii. Deschise seiful cel mare. Întorcându-se, îi făcu semn să se apropie. Așa, uită-te la astea, atinge-le, trece-ți mâna prin ele. Îi privi figura mirată și râse. Știi ce sunt? Diamante, copilă, diamante. Pilar făcu ochii mari, spuse în timp ce se apleca, dar nu sunt decât niște pietricele. Simeon se amuză. Sunt diamante neșlefuite, așa cum le vezi, așa au fost găsite. Pilar întrebă cu neîncredere, și dacă ar fi șlefuite, ar fi diamante adevărate? Bineînțeles, ar străluci și ar scânteia? Ar străluci și ar scânteia. Pilar exclamă într-un fel copilăros. Fai, dar nu pot să cred. El se distra copios. E cât se poate de adevărat. Sunt valoroase? Destul de valoroase. Dificil de apreciat înainte de a fi tăiate. În orice caz, astea pe care le vezi aici fac mai multe mii de lire. Pilar își exprimă uimirea făcând o pauză după fiecare cuvânt. Mai multe mii de lire? Hai să zicem 9 sau 10.000. După cum vezi, sunt destul de măricele. Pilar întrebă cu ochii din ce în ce mai mari. Păi atunci de ce nu le vinzi? Pentru că îmi place să le am aici. Păi și atâția bani? N-am nevoie de bani. Oh, da, înțeleg. Pilar păru impresionată. Dar de ce nu le dai la șlefuit să le faci frumoase? Pentru că le prefer așa cum sunt. Figura lui deveni dură și imobilă. Se întoarse și începu să vorbească pentru sine. Mă fac să-mi aduc aminte de vremurile de altădată, când le ating așa, când le simt între degete, îmi revine totul în memorie, răsăritul de soare, mirosul de veld, boii, bătrânul eb, toți băieții, serile. Se auzi o bătaie ușoară în ușă. Simeon îi spuse, pune-le înapoi în seif și închide ușa. Apoi strigă, intră! Horbury pătrunse în încăpere, încet și respectuos. Ceaiul e servit jos, îi anunță el. Capitolul 3. Așadar, aici erai, David, te-am căutat peste tot. Hai să nu stăm în camera asta, e atât de frig aici, spuse Hilda. Pentru o clipă, David nu răspunse. Stătea în picioare, uitându-se la un scaun scund cu tapiserie roasă din satin. Apoi rosti pe neașteptate. Era scaunul ei, scaunul în care stătea întotdeauna. E la fel, absolut la fel, doar că s-a uzat, bineînțeles. Hilda se încruntă puțin. Înțeleg. Hai să ieșim de aici, David, e îngrozitor de frig. David n-o băgă în seamă. Continuă uitându-se în jur. Stătea aici, cel mai adesea. Îmi amintesc că stătea în scaunul acela când îmi citea. Jack, uriașul ucigaș. Da, asta era. Jack, uriașul ucigaș. Cred că aveam cam 6 ani pe atunci. Hilda îl apucă ferm de braț. Hai înapoi în salon, dragule. Camera asta nu are încălzire. El se întoarse docil, dar ea simți un ușor tremur trecând prin el. Exact la fel, șopti el. Exact la fel, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc. Hilda apăru îngrijorată. Spuse pe un ton voios, dar hotărât. Mă întreb unde-or fi ceilalți aproape ora ceaiului. David își eliberă brațul și deschise altă ușă. Înainte era un pian aici. Da, uite-l. Mă întreb dacă i-a acordat. Se așeză și ridică rapid capacul, trecându-și ușor mâinile peste clape. Da, se vede că i-a acordat. Începu să cânte. Avea o tușă sigură, melodia se revărsa de sub degetele lui. Hilda îl întrebă, ce-i asta? Mi se pare că o știu, dar nu mi-aduc aminte ce este. N-am mai cântat-o de ani de zile. Ea o cânta, unul dintre cântecele fără cuvinte ale lui Mendelssohn. Suava, prea suava melodie umplu încăperea. Hilda îl rugă, hai, cântă niște Mozart. David scutură din cap, începu un alt Mendelssohn. Apoi, dintr-o dată, mâinile îi se prăbușiră peste clape, provocând o dizarmonie ascuțită. Se ridică de la pian, tremura tot. Hilda se apropie de el, murmurând, David, David. El îi răspunse, nu, nu-i nimic, nimic. Capitolul 4. Clopoțelul scoase un sunet strident. Tresilian se ridică de la locul lui de lângă bucătărie și se duse încet înspre ușă. Clopoțelul sună din nou. Tresilian se încruntă. Prin geamul mat al ușii întrezări silueta unui bărbat care purta o pălărie cu boruri largi. Tresilian își duse o mână la frunte. Ceva îl neliniștea. Avea senzația că lucrurile se repetau. Cu siguranță asta se mai întâmplase odată înainte, fără îndoială. Trase zăvorul și deschise ușa. Vraja se risipi. Bărbatul din fața ușii spuse: „Aceasta este reședința domnului Simeon Lee?" „Da, domnule." „Aș vrea să-l văd, te rog." Ecoul slab al unei amintiri se trezi în Tresilian. Era o intonație a vocii pe care și-o amintea de pe vremea când domnul Lee se afla pentru prima oară în Anglia. Tresilian scutură din cap cu neîncredere. „Domnul Lee este invalid, domnule. Nu prea obișnuiește să mai primească musafiri acum. Dacă dumneavoastră..." Străinul îl întrerupse. Scoase un plic și îl înmână majordomului. „Să îl dați, vă rog, domnului Lee." „Da, domnule." Capitolul 5. Simeon Lee luă plicul. Scoase singura foaie de hârtie care se afla în el. Păru surprins. Sprâncenele îi se arcuiră, însă zâmbi. „Tare minunat!" exclamă el. Apoi către majordom: „Condul pe domnul Farr la mine, Tresilian." „Da, domnule." „Tocmai mă gândeam la bătrânul Ebenezer Farr. A fost partenerul meu la Kimberley. Acum a venit fiul lui." Tresilian reapăru și anunță: „Domnul Farr." Stephen Farr intră cu o urmă de nervozitate în gesturi, o disimula printr-un supliment de aroganță în atitudine. Întrebă și, doar pentru o clipă, accentul lui sud-african fu mai pronunțat decât de obicei. „Domnul Lee? Mă bucur să te văd. Deci ești băiatul lui Eb?" Stephen Farr înjimânzește și spuse: „Este prima mea vizită în țară. Tata mi-a tot spus să vin să vă caut dacă ajung în Anglia." „Excelent!" Bătrânul aruncă o privire în jur. „Ea e nepoata mea, Pilar Estravados." „Încântată?" spuse Pilar, rezervată. Stephen Farr își spuse cu o notă de admirație: „Diavol împielițat! A fost surprinsă să mă vadă, dar n-a arătat-o decât o clipă." Apoi spuse pe un ton destul de aspru: „Sunt încântat să vă cunosc, domnișoară Estravados." „Mulțumesc!" îi răspunse Pilar. Simeon Lee interveni: „Ia loc și spune-mi totul despre tine. Ai de gând să stai mult în Anglia?" „Deocamdată nu mă grăbesc, de-abia am ajuns." Râse, dându-și capul pe spate. Simeon Lee continuă: „Excelent! Vei sta la noi o vreme." „Dar, domnule, nu pot da buzna în felul ăsta. Mai sunt doar 2 zile până la Crăciun." „Vei petrece Crăciunul cu noi. Asta dacă n-ai cumva alte planuri, bineînțeles." „Ei bine, nu am alte aranjamente, dar n-aș vrea să..." Simeon îl întrerupse. „Atunci așa rămâne." Întoarse capul. „Pilar?" „Da, bunicule." „Du-te și spune-i Lidiei că mai avem încă un invitat. Roagă-o să vină până aici." Pilar ieși din cameră. Ochii lui Stephen o urmăreau. Simeon observă gestul cu amuzament și apoi îl întrebă: „Ai călătorit bine până aici, din Africa de Sud?" „Destul de bine." Începură o conversație despre acel ținut. Lidia își făcu apariția câteva minute mai târziu. Simeon îi prezentă oaspetele. „El este Stephen Farr, fiul vechiului meu prieten și partener, Ebenezer Farr. Va fi musafirul nostru de Crăciun dacă îi vei găsi și lui o cameră." Lidia surâse. „Bineînțeles." Ochii ei îl studiau pe străin, fața lui bronzată, ochii albaștri și ușoara înclinare în spate a capului. „Nora mea!" îl lămuri Simeon. Stephen spuse: „Sunt destul de jenat să dau buzna în felul acesta la o petrecere de familie." „Faci parte din familie, băiete," spuse Simeon. „Să nu te îndoiești de asta." „Sunteți prea amabil, domnule." Pilar intră din nou în cameră. Se așeză în liniște lângă foc și luă în mână micul paravan. Se folosi de el ca de un evantai, mișcându-și înainte și înapoi încheietura mâinii. Privirea îi era tristă și abătută. Partea a 3-a. 24 decembrie. „Vrei într-adevăr să rămân, tată?" întrebă Harry, lăsându-și capul ușor în spate. „Prezența mea nu face decât să stârnească scandal." „Ce vrei să spui?" întrebă Simeon cu asprime. „Fratelui meu, Alfred," spuse Harry, „bunului meu frate, Alfred, dacă mă pot exprima altfel, nu prea-i convine că mă aflu aici." „La dracu cu el!" izbucni Simeon, sunt stăpân în casa mea. Cu toate astea, domnule, bănuiesc că ești destul de dependent de Alfred. Nu vreau să deranjez. O să faci cum îți spun eu, izbucni tatăl său. Harry oftă. Nu știu dacă mă voi putea împăca cu o viață sedentară. Știi, e destul de sufocant pentru unul care toată viața lui a fost un vântură lume. Mai bine te-ai însurat și te-ai așezat la casa ta, îl sfătui tatăl. Cu cine să mă însor? Păca că nu te poți însura cu propria nepoată. Tânăra Pilar e al dracului de atrăgătoare. Ai observat? Cât o veni vorba despre a te așeza la casa ta, umflatul de George a făcut o alegere excelentă după câte se pare. Cine e ea? Simeon ridică din umeri. Eu însă știu. George a cules-o de la o prezentare de modă, cred. Ea zice că taică sau e ofițer în marină în retragere. Harry își dădu cu părerea. Probabil vreun secund pe un vas de coastă. George va avea ceva de furcă cu ea dacă nu e atent. George, spuse Simeon Lee, e un prost. Dar pentru ce l-a luat de bărbat? Pentru bani? Simeon ridică din umeri, iar Harry se întoarse la vechea discuție. Ei bine, crezi că poți pune lucrurile la punct cu Alfred în ceea ce mă privește? Curând vom rezolva și problema asta, îi răspunse Simeon pe un ton dur și apoi sună dintr-un clopoțel care se afla pe masă lângă el. Horbury apăru cu promptitudine, iar Simeon îi spuse, roagă-l pe domnul Alfred să vină până aici. Horbury ieși, iar Harry rosti tărăgănat. Tipul ăsta ascultă pe la uși. Simeon dădu iar din umeri. Probabil. Alfred intră în grabă, în încăpere, se schimbă dintr-o dată la față, văzându-l pe fratele său. Nebăgându-l în seamă pe Harry, întrebă înțepat. M-ai chemat, tată? Da, stai jos. Tocmai mă gândeam că trebuie să reorganizăm un pic lucrurile, acum că mai sunt doi oameni care locuiesc în această casă. Doi? Bineînțeles, Pilar va locui aici, iar Harry s-a întors de tot. Alfred întrebă uimit. Harry va locui aici? De ce nu, bătrâne? Spuse Harry. Alfred îi răspunse tăios. Mă gândeam că-ți dai și singur seama. Ei bine, îmi pare rău, dar nu văd de ce. După tot ce s-a întâmplat, felul scandalos în care te-ai purtat, scandalul... Harry dădu ușor din mână. Toate astea țin de trecut, bătrâne. Te-ai purtat îngrozitor cu tata după tot ce a făcut pentru tine. Ia fii atent aici, Alfred. Mi se pare că asta e treaba tatei și nu a ta. Dacă el vrea să uite și să ierte... Asta vreau, spuse Simeon. La urma urmei, Harry e fiul meu, Alfred. Dar nu mi se pare normal de dragul tatei. Simeon decise. Harry va sta aici. Vreau asta. Puse cu blândețe o mână pe umărul acestuia din urmă. Țin mult la Harry. Alfred se ridică și părăsi încăperea. Se albise la față. Harry se ridică și el și îl urmă râzând. Simeon rămase chicotind de unul singur. Apoi tresări și se uită în jur. Ce dracu e asta? A, tu erai Horbury. Nu te mai furișa așa. Îmi cer iertare, domnule. Bine, lasă, ascultă. Am niște indicații să-ți dau. Vreau ca toată lumea să urce aici după prânz. Toată lumea. Da, domnule. Mai e ceva. Când vor veni să-i însoțești, iar când ajungeți la jumătatea drumului, pe coridor... Să ridici vocea astfel încât să te aud, sub orice pretext, s-a înțeles? Da, domnule. Horbury coborâ, îi spuse lui Tresilian. Părerea mea e că vom avea un Crăciun foarte fericit. Tresilian îl întrebă iute. Ce vrei să spui? Așteaptă și vei vedea, domnule Tresilian. Astăzi e ajunul și nici urmă de spirit a Crăciunului. Capitolul 3. Intrară cu toți în cameră și se opriră în ușă. Simeon vorbea la telefon. Le făcu semn cu mâna. Stați jos cu toți. Termin într-un minut. Își continuă conversația telefonică. Charlton, Hodges and Bruce? Tu ești Charlton? Simeon Lee la telefon. Da, nu-i așa? Da. Nu, vroiam să-mi întocmești un nou testament. Da, a trecut ceva timp de când l-am făcut pe celălalt. Circumstanțele s-au schimbat. Oh, nu... Nu te îngrijora, nu vreau să stric Crăciunul. Să zicem a doua zi după Crăciun sau următoarea. Treci pe aici și îți voi spune cum vreau să fie aranjate lucrurile. Nu, nu, e foarte bine, nu mor eu până atunci." Puse jos receptorul, iar apoi se uită în jur la cei 8 membri ai familiei sale. Chicotii și spuse: "Arătați toți de parcă vi s-ar înneca corăbile. Ce s-a întâmplat?" Alfred îndrăzni: "Ne-ai chemat?" Simeon îl întrerupse cu repeziciune: "A da, îmi pare rău, nu e nimica grav. Credeați că e un consiliu de familie? No, mă simt destul de obosit astăzi, asta-i tot. Vreau ca niciunul dintre voi să nu urce la mine după cină, mă voi băga în pat. Vreau să fiu în formă în ziua de Crăciun." Rânji către ei, iar George rosti plin de seriozitate: "Bineînțeles, bineînțeles." Simeon continuă: "Instituție veche și solidă Crăciunul ăsta. Propovăduiește pacea și buna înțelegere în familie. Tu ce părere ai despre asta, Magdalen, draga mea?" Magdalen Lee tresări. Gura ei micuță și destul de caragioasă se deschise și apoi se închise singură. Apoi răspunse: O, bineînțeles." Simeon continuă: "Ia să vedem. Tu ai trăit cu un ofițer de marină în retragere." Făcu o pauză. "Tatăl dumitale. În condițiile astea nu cred că petreceai cine știe ce de Crăciun. Pentru asta e nevoie de familie mare." Da, poate că așa e." Privirea lui Simeon alunecă pe deasupra ei. "Nu vreau să por nicio discuție neplăcută în acest moment al anului, însă mă tem, George, că voi fi nevoit să-ți mai tai din rentă. Reședința asta mă costă și mă va costa ceva mai mult pe viitor." George se înroși puternic la față. "Dar, tată, nu poți face asta." Simeon îi răspunse calm: "Oh, și încă cum! Cheltuielile mele sunt deja foarte mari, foarte mari. În condițiile astea nu știu cum o să scol la capăt. Trebuie să am grijă de fiecare bănuț." "Las-o pe soția ta să se ocupe ceva mai mult de treaba asta," spuse Simeon. "Femeile se pricep la așa ceva. Adesea le vine în cap să facă economie la lucruri la care un bărbat nu s-ar fi gândit niciodată, nici în vis. Iar o femeie deșteaptă poate să-și facă singură haine. Soția mea, mi-aduc aminte, se pricepea să coasă, se pricepea la toate. Era o femeie extraordinară, din păcate îngrozitor de plictisitoare." David făcu o mișcare violentă. Tatăl său îl avertiză: "Stai jos, băiete, o să spargi ceva." David începu: "Mama mea!" Simeon îl întrerupse: "Maică ta avea un creier de muscă și mi se pare că le-a transmis chestia asta și copiilor ei." Se ridică brusc. Câte o pată roșie îi coloră fiecare obraz. Continuă cu o voce din ce în ce mai aspră și mai ascuțită: "Niciunul dintre voi nu face 2 bani. Sunt sătul de voi. Nu sunteți bărbați. Sunteți niște papă-lapte, o șleachtă de papă-lapte fără vână. Pilar valorează cât 2 dintre voi puși la oaltă oricare. Pe onoarea mea, pun rămășa că mi s-au născut pe lumea asta fii mai buni decât oricare dintre voi. Chiar dacă, vezi, Doamne, îmi sunteți fii legitimi." "Te rog, tată, încetează!" strigă Harry. Sărise în picioare și rămăsese acolo. Figura, care exprima de obicei bună dispoziție, îi era acum încruntată. Simeon izbucni: "E valabil și pentru tine! Tu ce-ai făcut pe lumea asta? Mi-ai cerșit bani de peste tot pe unde ai fost. Vă spun, sunt sătul de voi toți. Ieșiți afară!" Se așeză la loc în fotoliu, gâfâind ușor. Încet, unul câte unul, membrii familiei ieșiră. George era roșu la față de indignare. Magdalen părea înspăimântată. David era palid și tremura. Harry se năpustise cu zgomot afară din încăpere. Alfred pășea ca un somnambul. Lidia îl urma cu capul sus. Numai Hilda se opri în cadrul ușii și se întoarse încet. Rămase lângă el, iar Simeon tresări când deschise ochii și descoperi că ea nu plecase. Felul ei de a sta acolo avea ceva amenințător. O întrebă cu iritare: "Ce e?" Hilda îi răspunse: "Când am primit scrisoarea ta, am luat de bune cele scrise acolo, anume că vroiai să ai familia în jurul tău de Crăciun. Eu l-am convins pe David să vină." "E? Și ce-i cu asta?" Hilda a rostit încet: "Într-adevăr, vroiai să ai familia în jurul tău, dar nu în scopul despre care vorbeai în scrisoare. Îi vroiai aici ca să-i tragi pe toți de urechi, nu?" Dumnezeu să te aibă în pază dacă așa te distrezi tu." Simeon chicotii și spuse: "Am avut întotdeauna un simț al umorului mai aparte. Nu mă aștept să mai guste și altcineva gluma. Eu nu o savurez." Ea nu zise nimic, iar Simeon Lee fu cuprins de o vagă presimțire. O întrebă cu glas ridicat: "La ce te gândești?" Hilda Lee spuse încet: "Mă tem." Simeon interveni: "Te temi de mine?" Hilda îi răspunse: "Nu de tine, mă tem pentru tine." Precum un judecător care tocmai a dat sentința, ea se întoarse și ieși din cameră cu pas domol și apăsat. Simeon stătu o vreme cu privirea pironită pe ușă, apoi se ridică și se duse la seif șoptind: "Ia, hai să aruncăm o privire, să vedem ce mai fac frumoasele mele." Capitolul 3. Clopoțelul de la intrare sună pe la 8 fără un sfert. Tresilian se duse să deschidă. Se întoarse apoi în oficiul său și îl găsi acolo pe Horbury, care scotea ceștile de cafea din sertar și se uita la petele de pe ele. "Cine era?" întrebă Horbury. "Inspectorul șef de poliție, domnul Sugden. Ai grijă ce faci acolo." Horbury scăpă una din cești, iar aceasta se sparse cu zgomot. "Asta mai lipsea acum," se lamentă Tresilian. 11 ani le-am tot spălat și nu s-a spart niciuna, iar acum vii tu să pui mâna pe lucruri care nu te privești și uite ce se întâmplă." "Îmi pare rău, domnule Tresilian, zău că îmi pare rău," se scuză celălalt. Fața îi era plină de sudoare. "Nu știu cum de s-a întâmplat. Ai spus că a sunat un inspector șef de poliție?" "Da, domnul Sugden." Valetul își trecu limba peste buzele lipsite de culoare. "Și ce voia?" "Făcea o colectă pentru centrul de orfane ai poliției." "Oh!" Valetul se îndreptă din numeri, apoi spuse cu o voce mai naturală: "Și s-a ales cu ceva?" "I-am dus cererea domnului Lee, iar dumnealui mi-a spus să-l conduc sus pe inspectorul șef și să pun vinul de Xerex pe masă." "Toată lumea cerșește în perioada asta a anului," spuse Horbury. "Bătrânul diavol se arată generos, trebuie să o spun, în pofida păcatelor sale din trecut." Tresilian spuse cu demnitate: "Domnul Lee a fost întotdeauna un gentleman cu mână largă." Horbury încuvință din cap: "E cea mai mare calitate a lui." "Ei bine, acum mă duc." "La cinematograf?" "Așa cred, saltare, domnule Tresilian." Se îndreptă înspre ușa care dădea în holul servitorilor. Tresilian se uită la ceasul de perete. Se duse în sufragerie și așeză șervetele de masă în inelele lor. Apoi, după ce se asigură că fiecare lucru era la locul lui, sună gongul în hol. În timp ce ultima notă se stingea, inspectorul șef coborî. Inspectorul șef Sugden era un bărbat masiv și arătos. Purta un costum albastru strâns pe talie, încheiat cu nasturi, și se mișca precum un om conștient de importanța sa. I se adresă amabil: "Cred că va fi foarte frig diseară. Asta-i bine, căci în ultimul timp vremea a fost foarte nepotrivită cu anotimpul." Tresilian răspunse dând din cap: "Umezeala îmi face rău la reumatism." Inspectorul șef spuse că reumatismul e o afecțiune dureroasă, iar Tresilian îl conduse afară pe ușa din față. Bătrânul majordom încuie ușa la loc și se întoarse încet în hol. Se frecă la ochi cu mâna și oftă. Apoi se îndreptă de spate și o văzu pe Lidia intrând în salon. George Lee tocmai cobora scările. Tresilian rămase pe loc în așteptare. După ce ultimul invitat, Magdalen, intră în salon, își făcu și el apariția, șoptind: "Cina e servită." În felul său, Tresilian era un cunoscător în materie de vestimentație feminină. Avea obiceiul de a remarca și de a critica rochile doamnelor, în timp ce se învârtea în jurul mesei cu carafa în mână. "Doamna Alfred," observă el, "și-a pus noua roche înflorată, în alb și negru de tafta. O linie dificilă, foarte de efect, însă se dovedește capabilă să o scoată la capăt cu ea, deși nu multe femei ar fi putut. Rochea purtată de doamna George e unicată, asta e clar. În mod sigur a costat bani buni. Oare cum s-a simțit domnul George plătind pentru ea?" "Domnului George nu-i plăcea să cheltuiască, nu-i plăcuse niciodată. Acum doamna David, drăguță, dar habar n-are să se îmbrace. Pentru silueta ei, cel mai bine s-ar fi potrivit o catifea neagră fără pliuri. Catifeaua cu imprimeu asortată cu roșu aprins e o proastă alegere. Că despre domnișoara Pilar, nu contează cum se îmbracă. Cu un chip și un păr ca ale ei, orice îi stă bine. Poartă o roche albă, ieftină, destul de uzată. Dar nu-i nimic, că de curând domnul îi se va ocupa și de asta și va scoate tot ce-i mai bun din ea. Așa se întâmplă întotdeauna cu domnii mai în vârstă. Un chip tânăr poate face orice din ei. Vin roșu sau alb? Șopti Tresilian cu deferență la urechea doamnei George. Cu coada ochiului observă că Walter, servitorul, aducea din nou legumele înaintea sosului după tot ceea ce îi se spusese. Tresilian trecu pe la toată lumea cu sufleul. Acum, după ce îi pierise interesul pentru toaletele doamnelor, precum și grijile în privința gafelor lui Walter, îl izbea faptul că toată lumea era foarte tăcută. De fapt, nu chiar tăcută. Domnul Harry vorbește cât 20 de inși deodată. Nu domnul Harry, domnul din Africa de Sud. Și ceilalți vorbesc, dar parcă scot doar scrâșnete. E ceva ciudat cu ei. Domnul Alfred, de exemplu, pare foarte bolnav, ca și cum ar fi suferit un șoc sau ceva asemănător. Pare amețit și își face de lucru în farfurie fără să mănânce de fapt. Doamna este îngrijorată din cauza lui. Tresilian își dădea seama de asta. Se tot uita după el, discret, bineînțeles. Domnul George, foarte roșu la față, înghite mâncarea pe nemestecate fără să-i simtă gustul. O să fac o criză într-o zi dacă nu va avea mai multă grijă. Doamna George nu se atinge de mâncare, parcă ține cură de slăbire. Domnișoara Pilar pare să mănânce cu plăcere și vorbește și râde alături de domnul din Africa de Sud. Acesta este total cucerit de ea. Ei chiar că nu par să aibă vreo grijă. Cât despre domnul David, Tresilian își făcea griji pentru domnul David. Seamănă leit cu mama sa. Arată încă extraordinar de tânăr pentru vârsta lui. Însă e extrem de agitat. Tocmai a spart un pahar. Tresilian mătură cioburile cu dexteritate și șterse podeaua. Totul e gata. Domnul David nu pare să își fi dat seama de ce a făcut. Privește fix în față, iar chipul îi e alb ca varul. Că tot veni vorba de fețe palide, interesant cum Horbury și-a făcut de lucru în debara exact atunci când a auzit că un ofițer de poliție a venit în casă. Mintea lui Tresilian se opri brusc. Walter scăpase o pară din platoul din care servea. Servitorii nu mai sunt buni de nimic în ziua de azi. După cum se mișcă, ai fi zis că sunt grăjdari. Servi vinul de Porto. Domnul Harry pare oarecum distrat în seara asta. Se uită în continuu la domnul Albert. Între cei doi nu a existat niciodată nici cea mai mică urmă de afecțiune, nici măcar atunci când erau copii. Bineînțeles, domnul Harry a fost întotdeauna preferatul tatălui său și asta l-a înveninat pe domnul Alfred. Domnul Lee nu a ținut niciodată prea mult la domnul Alfred. Păcat, căci domnul Alfred a părut dintotdeauna extrem de devotat tatălui său. Doamna Alfred se ridică de la masă. Ocoli masa cu grație, foarte frumoasă croiala rochei de tafta, iar pelerina îi vine de minune, o doamnă încântătoare. Ieși înspre oficiul lui, închizând ușa sufrageriei, unde domnii rămăseseră să își savureze vinul de Porto. Duse-i bricul de cafea în salon. Cele patru doamne se găsesc într-o situație destul de stânjenitoare, se gândi el. Nu își vorbesc. Servi cafeaua în tăcere. Ieși din nou. În timp ce se îndrepta spre oficiu, auzi ușa de la sufragerie deschizându-se. David Lee ieși din încăpere și se îndreptă spre salon, trecând prin hol. Tresilian se întoarse în oficiu. Îi făcu morală lui Walter. Aceasta era aproape, dacă nu de-a dreptul, impertinent. Tresilian rămas singur, se așeză, simțindu-se destul de obosit. Era încercat de un sentiment de depresie, atâta tensiune și nervozitate în ajunul Crăciunului. Nu-i plăcea deloc. Făcu un efort și își reveni. Se duse în salon și strânse ceștile de cafea. Nimeni nu mai era acolo, cu excepția Lidiei, care stătea în picioare lângă fereastră pe jumătate camuflată după perdea, în capătul opus al încăperii. Privea afară, în noapte. De după cealaltă ușă răsuna pianul. Domnul David cânta. Dar de ce cântă domnul David marșul funebru? Se întrebă Tresilian. Căci asta se auzea. Hotărât lucru, totul mergea foarte prost. Se întoarse încet în oficiul lui, traversând holul. Atunci auzi pentru prima oară zgomotul de deasupra, porțelan spart, mobilă dărâmată, numeroase trosnituri și părâituri. Doamne Dumnezeule, se gândi Tresilian, oare ce face domnul, ce se întâmplă acolo? Apoi se auzi un țipăt, limpede și ascuțit, un urlet îngrozitor, gutural, care se stinse sufocat. Tresilian rămase paralizat pentru o clipă, apoi alergă în hol și se năpusti în sus pe scări. Alte persoane îl urmară. Strigătul se auzise în toată casa. Se precipitară pe scări în sus, cotiră, trecură pe lângă o nișă cu statui care luceau cu o albeață ireală, iar apoi prin coridorul drept ajunseră la ușa domnului Lee. Domnul Farr și doamna David erau deja acolo. Doamna se sprijinea de perete, în timp ce el zgâlțâia clanța ușii. "E încuiată!" spuse el. "Ușa e încuiată!" Harry Lee își făcu loc și se izbi în ușă. Apoi începu să zgâlțâie și el clanța. "Tată!" strigă el. "Tată, dă-ne drumul!" Ridică mâna, iar în liniștea ce urma acestui gest ascultară cu toții. Din cameră nu se auzea niciun sunet. Soneria de la intrare zbârnâia de zor, dar nimeni nu-i dădu atenție. Stephen Farr spuse: "Trebuie să spargem ușa, e singura posibilitate." Harry remarcă: "N-o să fie ușor, astea suși solide. Hai, Alfred!" Își luară avânt și se opintiră. În cele din urmă luară o banchetă de stejar și o folosiră pe post de berbece. Ușa cedă într-un final. Balamalele plesniră, iar ușa se prăbuși, smulgându-se din toc. Pentru câteva momente se îngrămădiră unii între alții, privind înăuntru. Ceea ce văzură fu o priveliște pe care niciunul dintre ei n-a uitat-o vreodată. Era limpede că acolo avusese loc o luptă teribilă. Mobila masivă era răsturnată, vaze de porțelan zăceau sparte pe podea. Pe covorul din fața căminului, lângă foc, Simeon Lee era prăbușit într-o imensă baltă de sânge. Era sânge peste tot. Camera arăta ca o măcelărie. Se iscă o rumoare generală plină de spaimă și de tremur, apoi două voci se auziră pe rând. Mai mult decât bizar, rostiră două citate. David Lee spuse: "Morile Domnului macină încet." Vocea Lidiei se auzi ca o șoaptă tremurândă. Dar cine ar fi crezut ca bătrânul să aibă atâta sânge în trânsul? Capitolul 4. Inspectorul șef Sugden sună de 3 ori. În cele din urmă, în disperare de cauză, bătu la ușă. După ceva timp, Walter, speriat de moarte, îi deschise. "Ah!" făcu el și fața îi se destinse într-un oftat de ușurare. "Tocmai sunam la poliție." "De ce?" întrebă tăios inspectorul șef. "Ce se întâmplă aici?" Walter șopti: "Bătrânul domn Lee, i-au făcut felul." Inspectorul șef îl dădu la o parte și urcă în fugă scările. Pătrunse în cameră fără ca nimeni să fi fost prevenit de intrarea sa. Imediat ce intră, o văzu pe Pilara plecându-se în față și ridicând ceva de pe podea. Îl văzu de asemenea pe David Lee acoperindu-și ochii cu mâinile. Îi observă și pe ceilalți strânși la oaltă într-un mic grup. Doar Alfred Lee se apropiase de cadavrul tatălui său. Acum stătea destul de aproape de acesta, privind în jos. Fața lui era lipsită de orice expresie. George Lee spunea cu enfază: "Nu atingeți nimic, nu uitați nimic, până nu vine poliția, e cel mai important." "Mă scuzați," spuse Sugden. Își croi drum printre ei, dându-le pe doamne la o parte cu delicatețe. Alfred Lee îl recunoscu. "A," spuse el, "dumneavoastră sunteți inspectorul șef Sugden, ați ajuns foarte repede." "Da, domnule Lee." Inspectorul șef Sugden nu pierdu timpul cu explicații. "Ce se întâmplă?" "Tatăl meu," spuse Alfred Lee, "a fost ucis, asasinat." Vocea îi se frânse. Magdalen începu dintr-o dată să țipe isteric. Inspectorul șef Sugden ridică mâna într-un gest larg, oficial, spuse pe un ton autoritar: "Vreau ca toată lumea să părăsească încăperea cu excepția domnului Lee și a domnului George Lee." Se îndreptară încet spre ușă, fără chef, ca o turmă de oi. Inspectorul șef Sugden o opri dintr-un gest pe Pilar. "Scuzați-mă, domnișoară," spuse el pe un ton amabil. "Nimic nu trebuie atins sau luat de la locul lui." Ea îl privi drept în ochi. Stephen Farr spuse nervos: "Bineînțeles că nu știe asta." Inspectorul șef Sugden spuse pe același ton amabil: "Tocmai ați ridicat ceva de pe podea." Pilar făcu ochii mari, rosti cu neîncredere: "Am ridicat ceva?" Inspectorul șef Sugden continua să fie amabil. Vocea sa a devenit doar puțin mai fermă. "Da, v-am văzut." "Oh, vă rog, dați-mi obiectul, se află în mâna dumneavoastră." Pilar își desfăcu încet mâna. Ținea acolo o bucățică de plastic și un mic obiect din lemn. Inspectorul șef Sugden le luă pe amândouă, le băgă într-un plic și le strecură în buzunarul de la piept. "Mulțumesc." Se întoarse. Preț de o clipă doar, privirea lui Stephen Farr exprimă un respect plin de teamă. Era ca și cum ar fi recunoscut că îl subestimase pe solidul și arătosul inspector șef. Ieșiră încet din cameră. În urma lor auziră vocea inspectorului șef, care spunea pe un ton oficial: "Iar acum, vă rog." Capitolul 5. "Nimic nu se compară cu un foc făcut cu lemne," spuse colonelul Johnson, punând încă un vreasc pe foc, trăgându-și apoi scaunul mai aproape de flacără. "Servește-te," adăugă el, arătând cu ospitalitate înspre carafa și sifonul aflate lângă cotul invitatului său. Acesta ridică mâna cu politețe, refuzând. Își trase la rândul său, cu prudență, scaunul mai aproape de foc, deși era de părere că ocazia de a spârli tălpile, ca într-o tortură medievală, nu compensa aerul rece care îi sufla în spate, în dreptul umerilor. Colonelul Johnson, șeful poliției din Middleshire, o fi crezând el că nimic nu se compară cu un foc din lemne, însă Hercule Poirot era de părere că încălzirea centrală se putea compara oricând cu acesta și chiar ieșea învingătoare din această competiție. "Uimitoare afacere cazul Cartwright," remarcă gazda cu un aer nostalgic. "Uimitor bărbat, cât șarm în maniere, drept dovadă când a venit aici împreună cu dumneavoastră toți îi ciuguleam din palmă." Dădu din cap. "Nu o să mai avem niciodată un caz ca acesta," spuse el. "Otrăvirea cu nicotină e ceva rar din fericire. A fost o vreme în care ați fi considerat că omorul prin otrăvire este în sine ceva neenglezesc," sugeră Hercule Poirot. "O specialitate a străinilor, ceva extrem de lipsit de fair play." "Nu cred că putem susține așa ceva," spuse șeful poliției. "Au fost o sumedenie de cazuri de otrăvire cu arsenic, probabil că mult mai multe decât s-a bănuit vreodată." "Da, e posibil. Cazurile astea de otrăvire sunt întotdeauna dificile," spuse Johnson. "Mărturiile experților se bat cap în cap, doctorii sunt întotdeauna extrem de circumspecți în ceea ce afirmă. Greu de prezentat un astfel de caz în fața juraților. Nu, dacă tot nu se poate fără să ucizi, ferească sfântul, dați-mi un caz limpede, un caz în care să nu existe nicio îndoială asupra cauzei morții." Poirot încuvință din cap. "O leziune de glonț, o beregată tăiată, un craniu zdrobit. Să înțeleg că asta e lista dumitale de preferințe." "O, dar nu le spune preferințe, dragul meu. Aș vrea să nu rămâi cu impresia că îmi plac cazurile de crimă. Sper din tot sufletul să nu mă mai întâlnesc cu niciunul cât o-i mai trăi. În orice caz, ne așteptăm să fim în siguranță pe durata vizitei dumitale." Poirot începu cu modestie: "Reputația mea..." Însă Johnson trecuse mai departe. "E Crăciunul," spuse el, "pace, bunăvoință și tot felul de lucruri de genul ăsta, bună înțelegere în tot locul." Hercule Poirot se lăsă pe spate în fotoliu, își împreună degetele de la mâini, analizându-și gazda cu un aer gânditor, și murmură: "Asta înseamnă că, în opinia dumitale, Crăciunul este o perioadă în care e greu de crezut că se poate petrece o crimă?" "Exact asta am spus." "De ce? De ce?" Johnson se văzu dintr-o dată descumpănit. "Ei bine, așa cum am spus, e un moment de pace și bună dispoziție și toate astea." Hercule Poirot șopti: "Englezii ăștia sunt atât de sentimentali." Johnson îi răspunse apăsat. Și ce dacă suntem așa? Ce dacă ne plac vechile obiceiuri, sărbătorile tradiționale? Ce e rău în asta? Nu e nimic rău în asta. E chiar fermecător. Dar haide să examinăm faptele. Ai spus că sărbătoarea Crăciunului reprezintă un moment de bună dispoziție. Asta înseamnă, nu-i așa, multă mâncare și băutură, nu? Înseamnă, de fapt, îmbuibare, iar îmbuibarea cauzează indigestie și odată cu indigestia apare și iritabilitatea. Crimele, spuse colonelul Johnson, nu se comit pur și simplu din cauza unei stări de nervozitate. N-aș fi sigur de asta. Mai e un aspect. De Crăciun se manifestă un spirit de bunăvoință. Așa cum ai spus, e ceea ce ar trebui să fie. Vechile dispute sunt uitate, iar cei care erau certați se împacă, chiar dacă doar pentru un moment. Johnson aprobă. Exact, se îngroapă securea războiului. Poirot își continuă argumentația. Iar familiile care au fost despărțite pe durata anului se adună din nou la oaltă. Acum, în aceste condiții, dragă prietene, trebuie să admiți că se acumulează multă tensiune. Oameni care nu sunt amabili în mod normal se străduiesc din răzputeri să pară amabil. De Crăciun, oamenii manifestă multă ipocrizie. Ipocrizie onorabilă, ipocrizie asumată pur le bon motiv, se entendiu, și totuși ipocrizie. Ei bine, eu n-aș merge până într-acolo, spuse colonelul Johnson neîncrezător. Poirot îi zâmbi. Nu, eu sunt cel care merge până într-acolo, nu dumneata. Vă atrag atenția că în aceste condiții, tensiune psihică, este extrem de probabil ca anumite antipatii, care de obicei nu depășeau nivelul unor frecușuri, și anumite polemici, până atunci lipsite de importanță, să se agraveze. Obligația de a simula amabilitatea, bunăvoința, bunele sentimente în general, îi face pe oameni mai devreme sau mai târziu să devină mai dezagreabili, mai cruzi și mai răi decât sunt, de fapt, într-o situație normală. Dacă se pune o stabilă comportamentului natural al oamenilor, mon ami, mai devreme sau mai târziu, această stabilă se va vedea spulberată și atunci se va petrece o catastrofă. Colonelul Johnson îl privi cu neîncredere. Niciodată nu știu dacă vorbești serios sau doar măi peste picior, mormăi el. Poirot îi zâmbi. Nu vorbesc serios, câtuși de puțin, dar totodată e adevărat ceea ce spun. Condițiile artificiale impuse oamenilor provoacă reacția naturală a acestora. Ordonanța colonelului Johnson intră în cameră. Inspectorul șef Sugden la telefon, domnule. Bine, vin. Cerându-și scuze, șeful poliției ieși din încăpere. Se întoarse cam după 3 minute, figura sa era gravă și denota tulburare. La dracu cu toate! Caz de crimă! Și de Crăciun! Sprâncenele lui Poirot se înălțară. E sigur că, adică vreau să spun, e sigur că e vorba de o crimă? Cum? O, da, fără nicio îndoială. Un caz perfect limpede. Crimă și brutală în plus. Cine e victima? Bătrânul Simeon Lee, unul dintre cei mai bogați oameni din ținut, a început să facă avere în Africa de Sud, nu cu aur, cu diamante, din câte știu. A strâns o avere imensă din confecționarea unui mecanism folosit în industria mineritului. Invenția lui, cred. În orice caz, i-a adus profit cu vârf și îndesat. Se spune că e de 2 ori milionar și chiar mai mult. Poirot întrebă. A fost un om iubit? Johnson spuse rar. Nu cred că era cineva care să-l înghită. Ciudată soartă! Era invalid de ceva timp. Nici eu nu știu prea multe despre el. Dar, bineînțeles, era una dintre cele mai importante personalități ale ținutului. Asta înseamnă că în acest caz va face mare vâlvă. Da, trebuie să ajung la Longdale cât mai repede posibil. Ezită, uitându-se la musafirul său. Poirot răspunse la întrebarea ce rămăsese nerostită. Ai dori să te însoțesc? Johnson spuse brusc. Pare rușinos să îți cer asta. Da, știi și dumneata cum e. Inspectorul șef Sugden e un om de valoare. Nu există inspector mai bun, mai grijuliu, mai neobosit, mai atent la detalii decât el, dar Ei bine, nu e câtuși de puțin imaginativ. Aș fi extrem de recunoscător să pot beneficia de sfatul dumitale de vreme ce te afli aici. Ultima parte a discursului său se termina destul de brusc, stilul folosit devenind oarecum telegrafic. Poirot răspunse repede. Mi-ar face o deosebită plăcere. Poți conta pe mine. Te voi sprijini atât cât îmi va sta în putință. Nu trebuie să-l rănim pe bunul inspector. Va fi cazul lui și nu al meu. Voi fi doar un consultant neoficial. Colonelul Johnson spuse cu căldură. Ești un om de ispravă, Poirot. Odată rostite aceste cuvinte de recunoștință, cei doi bărbați porniră la treabă. Capitolul 6. Un polițist le deschise ușa și îi salută. În spatele acestuia, inspectorul șef Sugden traversă holul și spuse: Mă bucur că ați ajuns, domnule. Să intrăm în camera asta din stânga, cabinetul domnului Lee? Aș vrea să arunc o privire întreaga afacerei bizară. Îi introduse într-o mică încăpere din stânga holului. Acolo se afla un telefon și un birou mare acoperit de hârtii. Pereții erau plini cu rafturi de bibliotecă. Șeful poliției spuse: Sugden, dumnealui este domnul Hercule Poirot. Poate ai auzit de el. Se afla în vizită pe la mine inspectorul șef Sugden. Poirot făcu o mică plecăciune și îl privi pe celălalt. Văzu un bărbat înalt, cu umeri lați și cu o atitudine militaroasă, care avea un nas acvilin, o bărbie pronunțată și o mustață stufoasă castanie. Sugden îl privi cu insistență pe Hercule Poirot după ce se încheiară prezentările. Hercule Poirot se uita fix la mustața inspectorului șef Sugden. Desimea ei impresionantă părea că îl fascinează. Inspectorul șef spuse: Sigur că am auzit de dumneavoastră, domnule Poirot. Ați fost pe aici acum câțiva ani, dacă mi-amintesc bine. Moartea lui Sir Bartolomeu Strange, caz de otrăvire, nicotină. Nu în comitatul meu, dar bineînțeles că am auzit totul despre asta. Colonelul Johnson spuse cu nerăbdare: Acum, Sugden, să vedem cum stau lucrurile. Spuneai că e un caz limpede. Da, domnule, nu e nicio îndoială că avem de-a face cu o crimă. Domnului Lee s-a tăiat beregata. Din câte mi-a spus doctorul, jugularea i-a fost secționată cu precizie. Însă e ceva ciudat în toată afacerea asta. Adică? Aș vrea mai întâi să-mi ascultați relatarea, domnule. Iată circumstanțele. În după amiaza aceasta, pe la orele 5, am fost sunat de către domnul Lee de la secția de poliție din Adelsfield. Vocea lui mi s-a părut oarecum ciudată la telefon. M-a rugat să trec să-l văd în seara asta la 8. A subliniat ora. Mai mult decât atât, mi-a dat instrucțiuni să-i spun majordomului că fac o colectă de fonduri pentru acțiunile de caritate ale poliției. Șeful poliției îl privi cu atenție. Deci, avea nevoie de un pretext plauzibil ca să te introducă în casă? Exact, domnule. Bineînțeles, domnul Lee este o persoană importantă. Așa că am dat curs solicitării domniei sale. Am ajuns aici cu puțin înainte de ora 8 și am susținut că strâng fonduri de caritate pentru orfelinatul poliției. Majordomul m-a lăsat pentru o clipă și apoi s-a întors, spunându-mi că domnul Lee mă primește. Apoi m-a condus către camera domnului Lee, care se află la primul etaj, imediat după sufragerie. Inspectorul șef Sugden făcu o pauză, își trase răsuflarea și apoi continuă într-o manieră oarecum oficială să-și prezinte raportul. Domnul Lee se afla așezat pe scaun lângă șemineu, purta un halat de casă. După ce majordomul a ieșit din cameră și a închis ușa, domnul Lee m-a rugat să mă așez lângă el. Mi-a spus apoi, pe un ton destul de ezitant, că vrea să-mi dea detalii despre un jaf. L-am întrebat ce dispăruse. Mi-a răspuns că avea motive să creadă că diamante, neșlefuite, mi se pare că a precizat, în valoare de mai multe mii de lire, fuseseră furate din seiful lui. Diamante? Spuse șeful poliției. Întocmai, domnule. I-am mai pus câteva întrebări de rutină, însă atitudinea lui era foarte nesigură, iar răspunsurile mai degrabă vagi. La sfârșit a spus: Trebuie să înțelegeți, inspectore, că mă pot înșela în privința asta. I-am răspuns: Nu tocmai, domnule, diamantele fie lipsesc, fie nu, una din două. Apoi el m-a lămurit: Diamantele lipsesc cu siguranță, însă există posibilitatea, inspectore, ca dispariția lor să fie pur și simplu o farsă idiotă. Ei bine, asta mi s-a părut ciudat, dar nu am spus nimic. El a continuat: Mi-e greu să vă explic în detaliu, dar în mare lucrurile stau așa. Din câte îmi dau seama, doar două persoane ar fi putut lua pietrele. Una din cele două persoane e posibil să fi vrut să facă o glumă. Dacă, dimpotrivă, au fost luate de cealaltă persoană, atunci pot afirma cu certitudine că pietrele au fost furate. L-am întrebat, ce aștepta să facă mă precis, domnule? Iar el mi-a răspuns repede, inspectore, aș vrea să vă întoarceți aici cam într-o oră? Nu, puțin mai mult de o oră, să spunem la 9:30. În acel moment vă voi putea spune cu precizie dacă am fost sau nu jefuit. Asta m-a pus puțin pe gânduri însă, am fost de acord și am plecat. Colonelul Johnson comentă, curios, foarte curios, ce spui Poirot? Hercule Poirot răspunse, îmi permite să vă întreb, inspectore, care sunt concluziile dumneavoastră? Inspectorul șef își pregăti atent răspunsul, făcând o grimasă evidentă. Ei bine, mi-au trecut mai multe idei prin cap, însă în mare m-am gândit așa. Ipoteza farsei ieșea din discuție, diamantele fuseseră furate, însă bătrânul domn nu știa sigur cine o făcuse. Părerea mea e că el spunea adevărul atunci când își manifesta suspiciunea față de două persoane, iar dintre cele două, una era un servitor, iar cealaltă un membru al familiei. Poirot dădu din capa admirație. Très bien! Da, asta îi explică foarte bine atitudinea. De unde solicitarea lui ca eu să revin mai târziu. În acest timp avea de gând să aibă o discuție cu persoana în chestiune. Urma să le spună că anunțase deja poliția în legătură cu toată afacerea și că în condițiile în care pietrele i-ar fi fost returnate cu promptitudine, lucrurile s-ar fi liniștit și totul ar fi rezolvat pe tăcute. Colonelul Johnson întrebă, și dacă suspectul nu ar fi răspuns? În acest caz, domnul Lee ar fi lăsat investigația pe mâna noastră. Colonelul Johnson se încruntă și mustăci. Avea dubii. De ce n-ar fi făcut toate astea înainte să te cheme? Nu, nu, domnule, inspectorul șef scutură din cap. Nu vedeți? Dacă ar fi procedat așa, ar fi fost posibil să nu obțină nimic. N-ar fi fost nici pe jumătate la fel de convingător. Persoana în chestiune și-ar fi putut spune, bătrânul nu o să cheme poliția indiferent ce suspiciune are. Însă dacă bătrânul domnului spune, am chemat deja poliția, inspectorul șef tocmai a ieșit, hoțul îl chestionează pe majordom, iar majordomul îi confirmă informația, spunându-i, da, inspectorul șef a trecut pe aici chiar înainte de cină. În acel moment, hoțul se convinge că bătrânul domn vorbește serios și acum e alegerea lui să scoată sau nu pietrele la iveală. Da, înțeleg, spuse colonelul Johnson. Ai vreo idee, Sugden? Cine ar putea fi acest membru al familiei? Nu, domnule, niciun indiciu, nimic, niciunul. Johnson dădu din cap, apoi spuse, ei, bine, să trecem mai departe. Inspectorul șef Sugden își reluă stilul oficial. Am revenit fix la 9:15, domnule. Tocmai când mă pregăteam să sun la ușă, am auzit un strigăt care venea din interiorul casei, iar apoi o serie confuză de zgomote și o rumoare generală. Am sunat de mai multe ori și chiar am bătut în ușă. La 3 sau 4 minute după aceea, servitorul a deschis în sfârșit ușa și am putut observa că se întâmplase ceva extrem de grav. Servitorul tremura tot și arăta de parcă abia se mai ținea pe picioare. Sufocându-se, a reușit să-mi spună că domnul Lee fusese omorât. Am alergat la etaj. Am găsit camera domnului Lee într-o stare extrem de ciudată. În mod evident, a avusese loc o luptă pe viață și pe moarte. Domnul Lee zăcea în fața șemineului cu gâtul tăiat într-o baltă de sânge. Șeful poliției spuse răspicat, n-ar fi putut să o facă el însuși. Sugden scutură din cap. Imposibil, domnule. În primul rând, scaunele și mesele erau răsturnate, tapiseriile smulse și nu era în jur nicio lamă, niciun cuțit care să fi putut juca rolul de armă al crimei. Șeful poliției spuse cu un aer gânditor, da, pare un argument solid, mai era cineva în cameră. Cei mai mulți dintre membrii familiei erau acolo, domnule. Stăteau acolo pur și simplu. Colonelul Johnson întrebă, ai vreo idee, Sugden? Inspectorul șef șopti, e o afacere urâtă, domnule. Am impresia că unul dintre ei a făcut-o. Nu văd cum ar fi putut cineva din afară să-l ucidă pe domnul Lee și să dispară apoi așa rapid. Cum era fereastra, închisă sau deschisă? Sunt două ferestre în cameră, domnule. Una din ele era închisă și încuiată. Cealaltă era deschisă câțiva centimetri, însă era fixată în acea poziție cu un șurub și, mai mult, am încercat-o și se blochează repede. N-a mai fost deschisă de ani de zile, aș putea spune. De asemenea, peretele e destul de neted și de uniform pe din afară. Nu sunt plante agățătoare. Nu văd cum ar fi putut cineva să plece pe acolo. Câte uși are camera? Doar una. Camera se află la capătul unui coridor. Ușa aceea a fost încuiată pe dinăuntru, când au auzit zgomotul luptei și strigătul de moarte al bătrânului și s-au repezit în sus pe scări, au fost nevoiți să spargă ușa ca să poată intra. Johnson spuse: „Și cine era în cameră?" Inspectorul șef Sugden răspunse pe un ton grav: „Nimeni nu se afla în cameră, domnule, cu excepția bătrânului, care fusese ucis cu doar câteva minute mai devreme." Capitolul 7. Colonelul Johnson se uită câteva minute la Sugden înainte de a izbucni: „Vrei să-mi spui, Sugden, că ăsta e unul dintre acele cazuri blestemate pe care le întâlnești în romanele polițiste, în care un om e ucis într-o cameră încuiată pe dinăuntru de către nu știu ce organizație aparent supranaturală?" Un surâs aproape imperceptibil animă mustața inspectorului șef, în timp ce acesta răspunse cu seriozitate: „Nu cred că stăm chiar atât de rău, domnule." Colonelul Johnson spuse: „Sinucidere. Trebuie să fie sinucidere." „Atunci unde e arma?" „Nu, domnule, sinuciderea cade." „Atunci cum a scăpat asasinul, pe fereastră?" Sugden scutură din cap. „Pot să jur că nu. Dar ușa era închisă, spui, pe dinăuntru." Inspectorul șef încuvință din cap, scoase o cheie din buzunar și o puse pe masă. „Nu sunt amprente," anunță el, „dar priviți această cheie, domnule. Uitați-vă la ea cu lupa asta." Poirot se aplecă în față. Împreună cu Johnson examină cheia. Șeful poliției exclamă: „Pe toți sfinții! Înțeleg ce vrei să spui. Acele zgârieturi ușoare de pe capătul cilindrului, le vezi, Poirot?" „Da, le văd. Asta înseamnă, nu-i așa, că cheia a fost răsucită din afara camerei, întoarsă printr-o metodă specială cu un obiect care a trecut prin gaura cheii și a agățat cilindrul. E posibil să se fi lucrat cu un clește obișnuit." Inspectorul șef aprobă: „Se poate face fără nicio problemă." Poirot continuă: „Ideea fiind deci ca moartea să fie luată drept sinucidere, de vreme ce ușa era încuiată și nu se afla nimeni în cameră." „Asta a fost ideea, domnule Poirot, fără nicio îndoială, aș spune." Poirot dădu din capa neîncredere: „Dar dezordinea din cameră, așa cum spuneți, acest detaliu dinamitează de unul singur ipoteza sinuciderii. Fără îndoială, primul lucru pe care l-ar fi făcut ucigașul ar fi fost să pună totul în ordine." Inspectorul șef Sugden spuse: „Dar nu a avut timp, domnule Poirot. Asta-i toată șmecheria, nu a avut timp. Să zicem că a plănuit să-l ia pe bătrân prin surprindere, dar nu i-a ieșit. A avut loc o luptă, ale cărei zgomote au fost auzite din plin în camera de dedesubt. Și, mai mult decât atât, bătrânul a strigat după ajutor. Toată lumea s-a năpustit la etaj. Ucigașul a avut timp doar să se strecoare din cameră și să răsucească cheia din afară." „E adevărat?" admise Poirot. „E posibil ca ucigașul dumneavoastră să o fi dat în bară." „Dar de ce? De ce n-a lăsat măcar arma? Căci, fără doar și poate, acolo unde nu există o armă, nu poate fi vorba de sinucidere. Iată o eroare din cele mai grave." Inspectorul șef Sugden spuse impasibil: „De obicei, criminalii comit greșeli, cel puțin din experiența noastră." Poirot oftă ușor și spuse încet: „Și cu toate acestea, în pofida greșelilor sale, acest criminal a reușit să scape?" „Nu cred că a scăpat cu adevărat." „Adică se află în continuare în casă?" „Nu văd unde în altă parte ar putea fi. A fost o treabă făcută de cineva din interior." „Dar, tot de même," sublinie Poirot cu delicatețe, „a scăpat în felul următor. Nu știți cine este." Inspectorul șef Sugden spuse amabil, dar ferm: „Mă gândesc că vom ști în curând. N-am interogat încă pe nimeni din casă." Colonelul Johnson îl întrerupse: „Uite ce, Sugden, e ceva care mă frapează. Oricine ar fi întors cheia din afara camerei, trebuie să fie avut ceva experiență și pricepere în domeniu. Asta înseamnă că probabil avea experiență de infractor. Acest gen de scule nu sunt ușor de mânuit." „Adică a fost o treabă de profesionist, domnule?" „Asta am vrut să spun." „Pare într-adevăr să fi fost așa," admise celălalt. „Plecând de aici, putem deduce că printre servitori există un host de meserie. Asta ar explica dispariția diamantelor, iar crima ar decurge logic de aici." „Ei bine, Să vedem, e ceva în neregulă cu teoria asta? Chiar cu ea m-am gândit să încep. Dar e dificil. Sunt 8 servitori în casă, 6 dintre ei sunt femei, iar dintre acestea 6, 5 sunt aici de 5 ani de zile sau chiar de mai mult. Mai sunt majordomul și servitorul. Majordomul lucrează aici de aproape 40 de ani. Sună ca un record, asta trebuie să o spun. Servitorul e din zonă, e fiul grădinarului și a crescut aici. Nu e prea clar cum ar putea el să fie un profesionist. Mai rămâne doar valetul personal al domnului Lee. Prin comparație, e relativ nou pe aici, dar a ieșit din casă și nu s-a întors încă, înainte de ora 8. Colonelul Johnson întrebă: ai cumva o listă exactă a celor care se aflau în casă? Da, domnule, am obținut-o de la majordom. Își scoase agenda. Să vă citesc? Te rog, Sugden. Domnul și doamna Alfred Lee, domnul George Lee, membru al Parlamentului împreună cu soția, domnul Henry Lee, doamna și domnul David Lee. Domnișoara, inspectorul șef făcu o scurtă pauză, pronunțând cu grijă cuvintele, Pilar, pronunță ca și cum ar fi fost vorba despre o piesă de arhitectură, Estravados, domnul Stephen Farr, apoi servitorii, Edward Tresilian, majordom, Walter Champion, servitor, Emily Reeves, bucătăreasă, Queenie Jones, ajutor de bucătar, Gladys Spent, menajeră principală, Grace Best, a doua menajeră, Beatrice Moscomb, a treia menajeră, Joan Kenge, fată în casă, Sidney Horbury, valet. Ăștia-s toți? Toți, domnule. Se știe unde se afla fiecare în momentul crimei. Doar vag. Așa cum v-am spus, nu am interogat încă pe nimeni. După spusele lui Tresilian, domnii se aflau încă în sufragerie. Doamnele trecuseră în salon. Tresilian servise cafeaua. Conform declarației sale, tocmai se întorsese în oficiul său când a auzit un zgomot de sus urmat de un țipăt. A ieșit repede pe hol și s-a dus sus, alertându-i și pe ceilalți. Colonelul Johnson spuse: câți dintre membrii familiei locuiesc propriu-zis în casă și câți dintre ei se află doar în trecere? Domnul și doamna Alfred Lee locuiesc aici. Ceilalți sunt doar în vizită. Johnson dădu din cap. Unde sunt toți? I-am rugat să rămână în salon până voi fi gata să le iau declarațiile. Înțeleg. Să mergem sus și să aruncăm o privire. Inspectorul șef deschise calea pe scări și apoi de-a lungul coridorului. Intrând în camera unde avusese loc crima, Johnson suflă greu. Oribil, comentă el. Se opri pentru o clipă să examineze scaunele răsturnate, vazele sparte și cioburile murdare de sânge. Un bărbat subțire și mai în vârstă, care stătuse pe vine lângă cadavru, se ridică și dădu din cap. Bună seara, Johnson, spuse el. O adevărată măcelărie, ce zici? Ai dreptate, ce ne poți spune, doctore? Doctorul ridică din umeri și rânji. Voi păstra jargonul științific pentru autopsie. Nu e nimic complicat. Ei s-a tăiat beregata ca unui porc. A murit în mai puțin de un minut. Nici urmă de armă. Poirot traversă încăperea și se duse la ferestre. După spusele inspectorului șef, una dintre ele era închisă și ferecată. Cealaltă era ridicată cam 10 centimetri. Era fixată în acea poziție cu un șurub gros, special, de felul celor cunoscute cu mulți ani în urmă drept șuruburi antifurt. Sugden spuse: după cele declarate de majordom, fereastra aceea era întotdeauna deschisă, indiferent de vreme. Dedesubt este o bucată de linoleum pentru cazul în care ar ploua înăuntru, deși acoperișul se prelungea suficient dincolo de peretele casei pentru a proteja încăperea. Poirot dădu din cap. Se întoarse la cadavru și se uită cu atenție la bătrân. Gura îi era deschisă, iar buzele îi se subțiaseră și lăsau să se vadă gingiile golite de sânge, astfel încât figura acestuia dădea impresia de horcăit. Degetele îi erau contorsionate ca niște gheare. Poirot remarcă: nu pare a fi un bărbat solid. Doctorul spuse la rândul său: cred că a fost destul de zdravăn la viața lui. A supraviețuit mai multor crize destul de grave care le-ar fi venit de hac celor mai mulți. Poirot explică: nu asta vroiam să spun, ci că nu era mare, nu avea un fizic impozant. Nu, într-adevăr, era destul de firav. Poirot se îndepărtă de bătrân. Se aplecă pentru a examina unul din scaunele răsturnate, un scaun mare de mahon. Lângă acesta se afla o masă rotundă, tot de mahon, precum și fragmente dintr-o lampă de porțelan. Alte două scaune mai mici se zăreau în apropiere, precum și cioburile unei carafe și a două sticle. Un obiect de sticlă care rămăsese întreg, căci era învelit în hârtie, câteva cărți, o vază mare japoneză, spartă și o statuetă de bronz reprezentând o femeie goală completau resturile. Poirot se aplecă deasupra acestor probe, le studie cu gravitate, dar nu le atinse. Își încruntă sprâncenele într-un fel care îi trăda starea de perplexitate. Șeful poliției spuse: „E ceva care îți atrage atenția, Poirot?" Hercule Poirot oftă, șopti: „Atâta violență pentru un bărbat, un bătrân, atât de slab și de împuținat." Johnson păru descumpănit. Se întoarse și îi spuse ofițerului care se ocupa cu examinarea încăperii: „Ceva amprente?" „O mulțime, domnule, în toată camera." „Ce-mi poți spune despre seif?" „Nimic folositor, domnule, singurele amprente sunt cele ale bătrânului." Johnson se întoarse către doctor. „Urme de sânge?" întrebă el. „Fără îndoială, cine l-a omorât s-a murdărit de sânge." Doctorul îi răspunse cu îndoială: „Nu neapărat. Sângerarea s-a produs aproape exclusiv din jugulară, iar de acolo sângele nu țâșnește ca dintr-o arteră." „Totuși este extrem de mult sânge în jur." Poirot spuse: „Da, e surprinzător de mult sânge, extrem de mult sânge." Inspectorul șef Sugden spuse respectuos: „Scuzați-mă, asta vă sugerează ceva, domnule Poirot?" Poirot privi în jur, dădu din cap a uluială, spuse: „E ceva aici, o anume violență." Se opri pentru o clipă, apoi continuă: „Da, asta e, violență și sânge. Se insistă asupra sângelui. Este, cum să spun, este prea mult sânge. Pe scaune, pe mese, pe covor, sânge peste tot. Ritualul sângelui? Să fie vorba de sânge de sacrificiu? Poate, un bătrân atât de firav, atât de subțire, și totuși moare înconjurat de atât de mult sânge." Glasul îi se stinse. Inspectorul șef Sugden rosti cu o voce care denota o spaimă plină de fascinație, uitându-se la el cu ochi rotunzi și uluiți: „Ciudat! Exact asta mi-a spus doamna." Poirot întrebă repede: „Care doamnă? Ce a spus?" Sugden răspunse: „Doamna Alfred Lee, stând acolo lângă ușă, mai mult a șoptit ceva ce nu am înțeles." „Ce a spus?" „Ceva de genul: cine s-ar fi gândit că bătrânul domn avea atâta sânge în el?" Poirot spuse încet: „Dar cine ar fi crezut ca bătrânul să aibă atâta sânge în trânsul?" Cuvintele lui Lady Macbeth. Ea a spus asta. Ce interesant! Capitolul 8. Alfred Lee și soția sa intrară în micul cabinet unde Poirot, Sugden și șeful poliției îi așteptau în picioare. Colonelul Johnson făcu câțiva pași în față. „Bună ziua, domnule Lee! Nu ne cunoaștem, dar, după cum știți, sunt șeful poliției regionale. Numele meu este Johnson. Nu vă pot spune cât sunt de tulburat de toată această întâmplare." Alfred, ai cărui ochi căprui aduceau cu cei ai unui câine suferind, spuse cu vocea ascuțită: „Vă mulțumesc. E de-a dreptul îngrozitor. Ea e soția mea." Lidia zise cu vocea ei calmă: „Pentru soțul meu a fost un șoc teribil și pentru noi toți de altfel, dar mai ales pentru el." Își ținea mâna pe umărul soțului ei. Colonelul Johnson spuse: „Luați loc, vă rog, domnule Lee. Permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul Hercule Poirot." Hercule Poirot se înclină. Ochii se plimbau plini de interes de la bărbat la nevasta acestuia. Lidia strânse ușor umărul lui Alfred. „Stai jos, Alfred." Alfred se așeză, șopti: „Hercule Poirot, acum cine?" Își duse mâna la frunte într-un gest necontrolat. Lidia Lee spuse: „Colonelul Johnson îți va pune mai multe întrebări, Alfred." Șeful poliției îi aruncă o privire aprobatoare. Îi era recunoscător doamnei Alfred pentru că se dovedea a fi o femeie atât de practică și de promptă. Alfred răspunse: "Bineînțeles, bineînțeles." Johnson își zise în sinea lui: "Se pare că șocul l-a dereglat de tot. Sper să fie în stare să se adune cât de cât." Cu voce tare spuse: "Am aici o listă a celor care s-au aflat în casă noaptea trecută. Ați putea să-mi spuneți, domnule Lee, dacă este corectă?" Făcu un gest discret către Sugden, iar acesta își scoase agenda și mai dădu citire odată listei de nume. Rigurozitatea și eficiența metodei părură să-l mai liniștească pe Alfred. Își recăpătase stăpânirea de sine, iar privirea nu-i mai părea uluită și rătăcită. Când Sugden termină de citit, dădu aprobator din cap. "Este corect," spuse el. "Ați vrea, dacă sunteți amabil, să-mi dați mai multe detalii despre invitații dumneavoastră? Domnul și doamna George Lee, precum și domnul și doamna David Lee, sunt rude, presupun, nu?" "Este vorba despre cei doi frați mai mici ai mei și soțiile lor." "Sunt aici numai în vizită?" "Da, au venit la noi de Crăciun." "Domnul Henry Lee este și dumnealui frate cu dumneavoastră?" "Da." "Și ceilalți doi invitați ai dumneavoastră, domnișoara Estravados și domnul Farr?" "Domnișoara Estravados este nepoata mea. Domnul Farr este fiul unui vechi partener de-al tatălui meu din Africa de Sud." "Un vechi prieten, deci?" Lidia interveni. "Nu, de fapt nu l-am mai văzut niciodată până acum." "Înțeleg, dar l-ați invitat să stea cu dumneavoastră de Crăciun?" Alfred ezită, apoi se uită la soția lui. Ea spuse concis: "Domnul Farr a apărut ieri pe neașteptate. Era din întâmplare prin zonă și a venit să-l vadă pe socrul meu. Când socrul meu a aflat că domnul Farr este fiul vechiului său prieten și partener, a insistat să rămână alături de noi de Crăciun." Colonelul Johnson spuse: "Înțeleg, asta explică prezența sa în casă. În ceea ce îi privește pe servitor, doamnă Lee, îi considerați pe toți de încredere?" Lidia se gândi o clipă înainte să răspundă, apoi spuse: "Da, sunt absolut convinsă de asta în privința tuturor. Cei mai mulți dintre ei sunt în serviciul nostru de ani de zile. Tresilian, majordomul, lucrează aici de când soțul meu era copil. Singurii mai noi sunt fata în casă Joan și valetul care îngrija de socrul meu." "Ce ne puteți spune despre ei?" "Joan e o ființă destul de caragioasă. E lucrul cel mai rău care se poate afirma despre ea. Despre Horbury știu foarte puține. E aici doar de 1 an și ceva. S-a dovedit a fi competent în serviciu, iar socrul meu părea mulțumit de el." Poirot întrebă apăsat: "Dar dumneavoastră, doamnă, nu erați la fel de mulțumită?" Lidia ridică ușor din numeri. "Nu era problema mea în niciun fel." "Dar sunteți stăpâna casei, doamnă. Asta nu înseamnă că tot ce e legat de servitori cade în grija dumneavoastră?" "Oh, ba da, bineînțeles, dar Horbury era valetul personal al socrului meu. Ca atare, nu intra sub controlul meu." "Înțeleg." Colonelul Johnson spuse: "Să discutăm acum despre cele întâmplate în seara asta. Mă tem că va fi dureros pentru dumneavoastră, domnule Lee, însă aș dori să-mi faceți o relatare a celor petrecute." Alfred răspunse cu o voce slabă: "Bineînțeles." Colonelul Johnson interveni venindu-i în ajutor: "De exemplu, când l-ați văzut ultima oară pe tatăl dumneavoastră?" Chipul lui Alfred fu străbătut de un scurt spasm de durere, în timp ce răspunse cu o voce scăzută: "După ceai, am stat cu el puțin. În cele din urmă i-am urat noapte bună și l-am lăsat, stați să mă gândesc, pe la 6 fără un sfert. Poirot interveni: "I-ați spus noapte bună? Nu vă așteptați să-l revedeți în seara aceea?" "Nu, tatălui meu îi se servea întotdeauna masa de seară, ceva extrem de ușor, la ora 7. După asta uneori se culca de vreme, iar în alte dăți mai rămânea în fotoliu, dar nu mai era vizitat de niciun membru al familiei. Asta dacă nu se întâmpla să cheme în mod expres pe cineva." "Asta se întâmpla des?" "Uneori, dacă avea chef." "Dar nu era un obicei?" "Nu." "Continuați, vă rog, domnule Lee." "Am luat cina la ora 8. După terminarea cinei, soția mea și celelalte doamne au trecut în salon." Vocea a început să-i tremure, iar ochii se tulburară din nou. "Stăteam acolo, la masă. Deodată am auzit zgomote dintre cele mai neașteptate. Scaune răsturnate, mobilă troznind, porțelan, sticlă spartă, iar apoi... Doamne Dumnezeule!" Începu să tremure. "Încă l-aud pe tatăl meu țipând, un țipăt oribil și prelung, țipătul unui om aflat în agonie." Se ridică deodată, scuturând din mâini și acoperindu-și fața. Lidia îl strânse de mânecă. Colonelul Johnson întrebă blând. Și apoi? Alfred spuse cu o voce spartă. Cred că pentru un moment am rămas stupefiați. Apoi am sărit și ne-am repezit pe scări către camera tatălui meu. Ușa era încuiată, n-am putut să intrăm. A trebuit să o spargem. Apoi când am intrat, am văzut... Vocea ei se stinse. Johnson interveni repede. Nu e nevoie să vorbiți despre asta, domnule Lee. Să ne întoarcem puțin la momentul în care vă aflați în sufragerie. Cine mai era acolo cu dumneavoastră în momentul în care ați auzit țipătul? Cine mai era? Păi eram toți. Nu, stați să mă gândesc. Fratele meu era acolo, fratele meu Harry. Nimeni altcineva? Nimeni. Unde se aflau ceilalți domni? Alfred oftă și se încruntă, străduindu-se să-și amintească. Să mă gândesc. Oh, parcă a trecut atâta timp. Da, parcă au trecut ani de zile. Ce s-a întâmplat? Ah, da. George se dusese la telefon. Apoi am început să vorbim despre chestiuni de familie, iar Stephen Farr a zis ceva despre faptul că observă că avem ceva personal de vorbit și a ieșit. A făcut-o într-un fel foarte elegant și plin de tact. Ce ne puteți spune despre fratele dumneavoastră David? Alfred se încruntă. David? Oare nu era și el acolo? A, nu, bineînțeles că nu. Nu mi-aduc aminte precis când a dispărut. Poirot spuse încet. Aveați deci de discutat chestiuni de familie? A, da. Cu alte cuvinte, aveați lucruri de discutat cu un membru al familiei dumneavoastră? Lidia întrebă. Ce vreți să spuneți, domnule Poirot? Poirot se întoarse repede către ea. Doamnă, soțul dumneavoastră susține că domnul Farr i-a lăsat singuri pentru că remarcase că aveau de discutat chestiuni de familie, însă nu era un consiliu de familie de vreme ce domnul David nu se afla acolo și nici domnul George. Era așadar o discuție între numai doi dintre membrii familiei. Lidia spuse, cumnatul meu, Harry, a fost plecat mulți ani de zile. Era normal ca el și soțul meu să aibă multe de discutat. A, înțeleg. Deci asta era. Îi aruncă o privire rapidă, apoi se uită în altă parte. Johnson continuă. Ei bine, până aici totul pare limpede. Ați mai observat și altceva în timp ce vă grăbeați spre camera tatălui dumneavoastră? Sincer, nu știu. Nu cred. Fiecare dintre noi venea din altă parte. Dar mă tem că nu am remarcat. Eram atât de îngrijorat. Țipătul acela îngrozitor. Colonelul Johnson schimbă repede subiectul. Mulțumesc, domnule Lee. Acum, mai e ceva. Înțeleg că tatăl dumneavoastră poseda niște diamante destul de prețioase. Alfred îl privi mai degrabă surprins. Da, spuse el, așa e. Unde le ținea? În seiful din camera sa. Ni le puteți descrie? Erau diamante brute. Da, așa e, diamante neșlefuite. De ce le ținea tatăl dumneavoastră acolo? Era un capriciu de-a lui. Le adusese din Africa de Sud. Nu le-a dat niciodată, le-a șlefuit. Îi plăcea să le aibă, pur și simplu. Așa cum am spus, era un capriciu de-al lui. Înțeleg, spuse șeful poliției. Din tonul lui reieșea limpede că, de fapt, nu înțelegea. Continuă. Erau valoroase? Tatăl meu le estima la aproape 10.000 de lire. Erau, de fapt, niște pietre extrem de prețioase? Da. Pare curios să vrei să ții astfel de pietre în seiful din dormitor. Lidia interveni. Socrul meu, colonele Johnson, era un om destul de ciudat în anumite privințe. Ideile sale nu erau deloc convenționale. Fără îndoială, faptul că avea acele pietre la îndemână îi făcea o mare plăcere. Bănuiesc că îi evocau trecutul, spuse Poirot. Ea îi aruncă o privire aprobatoare. Da, spuse ea, cred că da. Erau asigurate? Întrebă șeful poliției. Cred că nu. Johnson se aplecă în față, întrebă repede. Știați, domnule Lee, că acele pietre fuseseră furate? Ce? Alfred Lee se holbă la el. Tatăl dumneavoastră nu v-a spus nimic despre dispariția lor. Nici o vorbă. Nu știați că îl chemase aici pe inspectorul șef Sugden pentru a-i comunica paguba? N-am avut nici cea mai mică idee despre asta. Șeful poliției își mută privirea pătrunzătoare. Dar dumneavoastră, doamnă Lee... Lidia scutură din cap. N-am auzit nimic. Din câte știați dumneavoastră, pietrele se aflau în continuare în seif. Da. Ea ezită un moment, apoi întrebă. Pentru asta a fost omorât? Din cauza acelor pietre? Asta rămâne să aflăm, zise colonelul Johnson. Aveți vreo idee, doamnă Lee, despre cine ar fi putut să pună la cale un astfel de furt? Ea dădu din cap că nu. Niciuna. Sunt sigură că toți servitorii sunt cinstiți. În orice caz le-ar fi foarte greu să ajungă la seif. Socrul meu se afla în permanență în cameră. Nu cobora niciodată. Cine mai avea acces în cameră? Horbury. Făcea patul și ștergea praful. A doua menajeră mai intra să facă focul în fiecare dimineață. În rest, Horbury făcea totul. Poirot spuse. Deci, dintre toți, Horbury avea cele mai mari șanse. Da. Credeți că el a furat diamantele? E posibil, cred. Avea cele mai mari șanse. Oh, nu știu ce să mai cred, colonelul Johnson spuse. Soțul dumneavoastră ne-a făcut o relatare a celor petrecute. Sunteți amabilă să faceți la fel, doamnă Lee? Când l-ați văzut ultima oară pe socrul dumneavoastră? Eram cu toți în camera sa în după amiaza asta, înainte de ceai. Atunci l-am văzut ultima oară. Nu l-ați vizitat mai târziu să-i spuneți noapte bună? Nu. Vă duceți de obicei să-i spuneți noapte bună? O întrebă Poirot. Nu, îi răspunse Lidia. Șeful poliției continuă. Unde vă aflați în momentul crimei? În salon. Ați auzit zgomotul luptei? Cred că am auzit căzând ceva greu. Bineînțeles, camera socrului meu se află în dreptul sufrageriei, nu al salonului, așa că n-am auzit mare lucru. Dar ați auzit țipătul? Lidia a fost străbătută de un fior. Da, l-am auzit. A fost oribil, precum un suflet în iad. Am știut imediat că s-a întâmplat ceva îngrozitor. Am sărit de pe loc și i-am urmat pe soțul meu și pe Harry sus pe scări. Cine mai era în salon în acel moment? Lidia se încruntă. Sincer, nu mi-amintesc. David era alături în bibliotecă cântând ceva din Mendelssohn. Cred că Hilda se dusese după el. Și celelalte două doamne? Lidia a spus încet. Magdalen s-a dus la telefon. Nu mi-aduc aminte dacă se întorsese sau nu. Nu știu unde se afla Pilar. De fapt, se poate să fi fost singură în salon? O întrebă Poirot, calm. Da. De fapt, cred că eram singură acolo. Colonelul Johnson interveni. În legătură cu diamantele, avem datoria, cred, să ne lămurim în privința lor. Cunoașteți cifrul seifului tatălui dumneavoastră, domnule Lee? Observ că e un model destul de vechi. Îl veți găsi notat într-o mică agendă pe care o ținea în buzunarul halatului de casă. Bine, vom merge imediat să ne uităm. Cred că ar fi mai bine să-i interogăm mai întâi pe oaspeți. Poate că doamnele vor să meargă la culcare. Lidia se ridică. Vino, Alfred. Se întoarse spre ei. Să-i trimit la dumneavoastră? Pe rând, dacă sunteți amabilă, doamnă Lee. Sigur. Se îndreptă spre ușă. Alfred o urmă. Deodată, în ultima clipă, se răsuci. Bineînțeles, spuse el și veni repede lângă Poirot. Sunteți Hercule Poirot. Nu știu unde mi-a fost capul. Trebuia să-mi fi dat seama imediat. Vorbea repede cu o voce joasă, surescitată. Dumnezeu v-a adus aici. Trebuie să aflați adevărul, domnule Poirot, cu orice preț. Mă voi îngriji de onorariul dumneavoastră, oricare ar fi acesta, dar să aflați. Bietul meu tată, ucis cu cea mai mare brutalitate. Trebuie să aflați, domnule Poirot, moartea tatălui meu trebuie răzbunată. Poirot răspunse pe un ton calm. Fiți sigur, domnule Lee, că sunt gata să fac tot ceea ce ține de mine pentru a-i ajuta pe colonelul Johnson și pe inspectorul șef Sugden. Vreau să lucrați pentru mine. Tatăl meu trebuie să fie răzbunat, insistă Alfred Lee. Începu să tremure violent. Lidia revenise. Se duse spre el și îl luă de braț. Vino, Alfred, spuse ea, trebuie să-i aducem pe ceilalți. Privirea ei se încrucișă cu a lui Poirot. Erau ochi care ascundeau secrete, nu clipeau. Poirot rosti încet, dar cine ar fi crezut că bătrânul... Ea îl întrerupse. Opriți-vă, nu spuneți asta. Poirot murmură. Dumneavoastră ați spus-o, doamnă. Ea șopti. Știu. Îmi amintesc. A fost atât de groaznic. Apoi ieși tulburată din cameră, urmată îndeaproape de soțul ei.